ajută cineva? Da, te ajută. E pe da, deja v-am dat două insight-uri. Okay. Bun. Ce se întâmplă în general într-o strategie SEO? Care sunt pașii? În general analizăm site-ul, nu? Să vedem care sunt produsele, serviciile pe care le propunem. Putem să intrăm și în alte detalii SEO-tehnice. Analizăm domeniul de activitate, analizăm competitorii, să vedem poate care este exact, care sunt caracteristicile pieții pe care activează și, bineînțeles, alegem cuvintele cheie. Acum, practic, cum alegem aceste cuvinte cheie? În general, folosim diferite tool-uri, nu? Folosim Google AdWords și noi îl folosim. Word Tracker, putem să folosim inclusiv sugestiile pe care ni le oferă Google sau un tool care tocmai pornește de la aceste sugestii și se numește Uber Suggest. Dar mai departe, ce înseamnă? Ce înseamnă de fapt cu adevărat o strategie SEO? Aș vrea să pornim de la câteva mituri, să spunem, cum ar fi faptul că în SEO avem nevoie de cuvinte cu un volum mare de căutări. Un al doilea mit ar fi faptul că SEO înseamnă optimizarea unui site pentru motoarele de căutare și știu că acum atacăm definiția cuvântului SEO. Ar mai fi cel puțin un mit pe care aș vrea să-l vedem împreună, dacă ați fost destul de atenți pe parcursul prezentării. Bun, în SEO, ca în orice acțiune de marketing, trebuie să pornim de la obiective. Și acum aș vrea să trecem, vă prezint, în general, oamenii care mă cunosc, știu că vorbesc despre două concepte, pâlnia și piramida. De data asta o să vedem conceptul pâlniei, piramida poate cu altă ocazie. Aș vrea să vedem în funcție de care este parcursul userului și care ar trebui să fie acțiunile în funcție de, de pasul în care se află și în funcție de obiectivul de business pe care ni-l dorim, să vedem cum se poate schimba, de fapt, focusul și direcția campaniei. Și pornim prima dată cu etapa de awareness. Ce se întâmplă în general în momentul în care vrem să creăm acest awareness la nivel de SEO? Fie vorbim despre un brand care nu este cunoscut, poate vrem să facem awareness la nivel de brand, fie vorbim despre un produs nou, un produs nou care probabil nu poate fi reprezentat printr-un cuvânt cheie sau printr-o sintagmă de cuvinte cheie. Și avem o mare nevoie de a aduce userii pe site. Cât mai mulți useri să-i aducem pe site pentru ca ei să descopere acele produse, servicii sau un nou brand. Și o să vedem mai departe ce se întâmplă în etapa de interest. Aceasta este, de fapt, o etapă de research în care publicul este interesat de produs sau de servicii și el va face diferite căutări. Acum, dacă vorbim, de exemplu, despre un cabinet de implanturi dentare, un user va face căutări precum cabinete implanturi dentare, top cabinete implanturi dentare. Foarte interesant, pentru că în momentul în care voi căuta top cabinete implanturi dentare, probabil nu voi vrea să ajung pe site-ul unui cabinet dentar. De fapt, voi vrea să ajung pe un site terț care are oarecare autoritate și care îmi listează top 3, 5, top 10 cabinete pentru implanturi dentare. De aceea, aș vrea să ne gândim, poate, referitor la cel de-al doilea mit despre care discutam, oare SEO înseamnă doar optimizarea site-ului meu sau de fapt înseamnă optimizarea brandului pentru acest tip de căutări? Și de asta vorbim puțin despre ideea de Pareto, pentru că este destul de la modă și spunem că în orice facem, inclusiv Google, ar trebui să acordăm 80% din timpul nostru unor task-uri importante și urgente și 20% unor task-uri poate creative sau
pe care le putem canaliza în alte direcții. Ce mi se pare interesant, am testat căutarea top cabinete implanturi dentare și ajungem, eu din prima pagină aș da click pe sfatul medicului, nu? Este o pagină, este un site cu autoritate, are un brand. Vreau să văd ce spune sfatul medicului despre aceste cabinete. Și am găsit doar 3 cabinete listate. Este destul de simplu, poți să-ți faci o fișă. Nu știu sigur dacă se plătește sau nu. Ideea este că ratăm o mare oportunitate dacă nu facem acest lucru. Și acum nu vorbim din nou despre optimizarea strict a site-ului și ridicarea lui în căutări, ci despre cum să aduc userii relevanți la mine pe site. Și aici poate să fie vorba despre o optimizare, dar la nivel de proces. O să vedem mai departe, următoarea etapă este etapa de decision. Sunt anumite cuvinte cheie pe care un user le poate căuta, care îl orientează foarte mult către această decizie. Dacă vorbim, de exemplu, despre produse, ar putea fi o căutare de preț, o căutare de produsul X versus produsul Y, MacBook Pro versus HP Envy, de exemplu. Ar putea să caute păreri, comentarii și așa mai departe. Din nou, toate aceste tipuri de cuvinte nu sunt cuvinte cheie pe care dacă le căutăm în Google AdWords vom vedea un volum mare de căutări. Și atunci trebuie să înțelegem cu adevărat care este parcursul userului și ce își dorește el în fiecare moment. Bun. O să trec peste partea de purchase pentru că este cea mai simplă și în general este destul de mult discutată. Aș vrea să nu uităm că mai departe, după purchase, mai există în general în marketing și SEO, este o acțiune de marketing, asta e una dintre lucrurile pe care aș vrea să le punctez, deci nu este o acțiune pe care o facem în general la nivel de programare. Este partea de fidelizare pe care am sărit-o în schemă și partea de advocacy. Foarte interesant, la ce se referă partea de advocacy? În general, în momentul în care un user a convertit pe site, a cumpărat un produs sau s-a programat pentru o consultație, pentru implanturi dentare, de exemplu, în situația în care el a avut o experiență plăcută cu produsul meu sau cu serviciul meu, el se va transforma într-un ambasador al brandului. De fapt, el va transmite mai departe valorile mele și va reuși să-mi transforme acea vizită în mai multe conversii. Va reuși să transmită mai departe faptul că am un produs valabil. De fapt, mă va recomanda. Și aici cred că într-o strategie SEO este foarte important să ne gândim la această idee, la acest concept de Customer Lifetime Value. Pentru că de multe ori ne uităm doar la vizitele pe care le primim în mod direct, dar nu ne gândim la ce ar putea să ne aducă aceste vizite mai departe, ce ar putea să ne genereze, ce alți cumpărători ar putea să ne aducă. Bun, practic spunem că o strategie SEO înseamnă înțelegerea procesului de cumpărare și targetarea userilor la fiecare nivel al acestui proces. Și o să vedem 5 modele, poate sunt chiar mai multe, câteva modele de business diferite și cum ne putem adapta la aceste modele de business pentru a genera o strategie eficace și care să mă îndrepte cât mai mult către obiectivele mele. O să vă povestesc aici, este o întreagă poveste, ce se întâmplă cu poziționarea pe brand în etapa de awareness. Fără să dau nume, este un studiu de caz. La un moment dat exista o marcă de vodka, a vrut să intre pe piață, pornea de la zero. A gândit 2 ani de zile o strategie de poziționare, a încercat să facă un plan media foarte elaborat, s-au investit mulți bani în cercetări de marketing și așa mai departe. În acel plan de media și în tot planul de marketing, SEO nu și-a luat rostul. Pentru că, de fapt, nu vroiam să targetăm sau care era interesul să aducem oameni pe site care caută vodka sau tipuri de vodka
sau ce fel de căutări am putea. În general, în general în FMCG-uri nu prea SEO este, nu e considerat ca fiind unul din metodele de promovare cele mai eficiente. Dar ce s-a întâmplat? Eu am avut o campanie TV destul de foarte interesantă. În schimb, în momentul în care căutam numele de vodka, deci căutam brandul pe Google, ei apăreau cu site-ul undeva în pagina 4. De ce, în general, se spune că ar trebui să fim top 1, top 3 cu brandul? Bineînțeles, pentru că nu au acordat atenția acestui aspect. De fapt, site-ul lor în JavaScript, motoarele de căutare nu citesc JavaScript, iar title-ul homepage-ului, singura pagină pe care ar fi văzut-o Google, goală ca și conținut, se numea homepage, din nou. Deci pentru ei ce ar fi fost smart, ce ar fi însemnat să aibă o strategie SEO smart și să aloce, practic, în planul lor de marketing puțin atenție în direcția asta, ar fi fost smart să facă o optimizare pe brand. Și probabil puțin mai mult, dar cel puțin optimizare pe brand. Foarte interesant, tot în etapa de awareness. Awareness-ul, în general, cum spuneam și mai devreme, vorbim despre awareness în momentul în care vrem să creăm ce. Dacă avem un produs sau un serviciu care nu este foarte cunoscut, de exemplu, să spunem că vrem să creăm un parc tehnologic în România. Câți user vor face o astfel de căutare? Probabil niciunul. Și, în general, vom spune, SEO nu este cea mai bună metodă de promovare, pentru că am nevoie de o metodă pull. Bun. Dar ce-ar fi dacă am crea în jurul acestui concept, dacă am crea o întreagă comunitate? O întreagă comunitate la nivel național și internațional, care ar fi o comunitate de useri interesați de știri de IT, de la știri de IT până la diferite subiecte de interes. Și aici vorbim despre subiecte precum TVA-ul în România, este România un paradis fiscal sau nu, și așa mai departe. Deci, în zona de IT, business, financiar. Exemplu numărul 2. Să spunem că vrem să popularizăm un vaccin. Un vaccin care nu este prea cunoscut sub denumirea lui. Publicul este destul de nișat. Este foarte greu să ajungi prin SEO să poți să promovezi un astfel de produs. Din nou, ce putem face pentru a dezvolta partea de awareness? Putem să încercăm să creăm o comunitate. Nu numai pentru mămici, foarte interesant, putem să targetăm chiar și gravide, pentru că gravidele în decurs de câteva luni, un an de zile, vor fi publicul nostru țintă. Iar mesajul, livrarea vaccinului, se poate face ulterior, printr-un mesaj, odată ce ei au ajuns pe site, citind informații utile pentru gravide, pentru mămici, pentru copii. Să vedem cum se aplică această idee, inclusiv în zona de e-commerce. E-commerce, aici am luat un exemplu din fashion. Mă interesează foarte mult targetarea nivelului interest și decision aici. De ce? Exemplu din miniatură este luat complet aleatoriu. Tocmai am vrut să iau un site care nu am nimic de-a face. Ce se întâmplă pe un astfel de site? În general, ce targetăm? Targetăm cuvinte cheie generice, precum haine femei. Facem anumite targetări în funcție de articol, cămăși femei, pantalon de damă, sau în funcție de culoare. Mai departe, chiar și în AdWords, cred că sunt probleme cu targetarea. Putem folosi eventual modulul de search din site, dar este destul de dificil să faci o altfel de targetare. Și acum mă gândesc la mine. Eu în vară am căutat foarte mult timp diverse rochii pentru domnișoarele de onoare. Și făceam căutări precum rochii domnișoare de onoare,
rochie lungă din satin verde și așa mai departe. Și vă spun sincer că nu am găsit, am renunțat la idee. De ce? Pentru că un astfel de site, de fapt, nu segmentează mai departe produsele sau cel puțin nu le adună sub alte concepte. Concepte în funcție, putem să targetăm în funcție de material, în cazul în care vreau o rochie din bumbac. Putem să targetăm în funcție de lungime și foarte interesant în funcție de ocazie. Când mă refer la targetare, mă refer în general la ideea de a avea, la necesitatea în SEO de a avea o pagină dedicată pe care o pot optimiza la nivel on-page și off-page. Un exemplu similar, tot din e-commerce, tot cu targetarea nivelului interest decision, deci mergem pe ideea de long tail-uri, în domeniul auto, în cazul în care vreau să optimizez și să promovez un site de piese de mașini. În general, targetarea merge doar până la piese de mașină plus brand, plus producător. Da, pot să găsesc piese de mașină Volkswagen, piese de mașină Volkswagen Golf. Dacă vreau să merg mai departe, dacă mă interesează poate plăcuțe de mașină plus numele producătorului, destul de greu voi găsi o astfel de targetare. Deci challenge-ul aici este de a segmenta, de a lua baza de produse, am 1000 de produse, în ce sens, cum le mai pot denumi? Poate pot să-mi fac o ramificație mult mai mare a site-ului, poate în loc să am toate produsele într-o singură pagină, poate pot să le segmentez în categorii, în subcategorii. Iarăși, în domeniul ăsta am văzut o tendință nu e de fapt neapărat natural. În general, în domeniul acesta este greu să ai un web server al tău și atunci trebuie să te conectezi la un web server extern și în această situație e destul de greu să ai pagini fixe, pentru că paginile se schimbă. Dar fără să intrăm în prea multe detalii de programare, ideea este că de multe ori nu targetăm la nivelurile inferioare și nu reușim să regrupăm, poate, sau să ne gândim la parcursul userului și la ce fel de căutări va face el, așa fel încât să-i oferim ceea ce își dorește. Un alt exemplu, o strategie în imobiliare, foarte interesant, pentru că în imobiliare este un domeniu, știm cu toții, foarte concurențial. Puțini încearcă acest challenge nou în SEO și mulți dintre cei care încearcă pornesc în continuare pe cuvinte cheie foarte generice sau localizate la nivel de localitate și atât. Și aici mi se pare interesant, am vrut să vă dau acest exemplu. Nu contează foarte mult pe ce site există. Ceea ce au făcut ei, au pornit de la apartamente două camere în Târgoviște, de exemplu, și au targetat mai departe de Târgoviște. Au împărțit în zone, au împărțit în micro sau cartiere. Au mers până la a targeta o stradă. Și acum, sincer să fiu, de exemplu, dacă aș vrea ca părinții mei, să spunem că ajung la o anumită vârstă, aș vrea să locuiască alături de mine și voi face o astfel de căutare în care voi căuta apartament cu două camere strict pe strada pe care stau în prezent, fără să vă dau exemplu. Un ultim exemplu, tot legat de acest tip de strategie geolocalizată, este foarte important să reușim să înțelegem din nou modelul de business. Aici mai dau un exemplu internațional. Este vorba de o serie de cabine foto care erau plasate în locații strategice, în supermarketuri, la metrou și așa mai departe. Asta se întâmpla acum câțiva ani. Ideea este că în continuare sunt foarte mult utilizate, pentru că cu telefonul nu sunt acceptate neapărat ca
poze standard. Ei din nou targetau câteva cuvinte cheie. În momentul în care și-au schimbat abordarea și au reușit să își creeze câte o pagină dedicată pentru fiecare zonă, pentru fiecare localitate, au reușit într-adevăr să își targeteze mai bine userii, ca aceștia să le găsească produsele, să le descopere, și cred că au avut un super mare succes, pornind de la trafic până la conversii. Câteva takeaways, ca să spunem așa, în concluzie, practic vreau să punctez următoarele lucruri. Faptul că odată SEO nu este neapărat o acțiune tehnică și este o acțiune de marketing și este foarte bine să integrăm integrăm strategia de SEO în strategia noastră de marketing. Din nou, este util să comunicăm foarte bine, practic echipa in-house care se ocupă de un client cu specialiștii SEO. Faptul că avem cuvinte cu un volum mare de căutare nu înseamnă neapărat că avem o strategie de succes, deci să ne bazăm pe cantitate, nu pe calitate. Și nu în ultimul rând, de fapt, SEO poate nu înseamnă, și din nou vă aduc aminte de exemplu de Pareto, SEO poate nu înseamnă neapărat strict optimizarea site-ului meu, ci trebuie să mă gândesc la optimizarea brandului și la referințele care se regăsesc în întreg web. Mulțumesc! Încă n-am terminat, sper că mai sunt și întrebări. Da, am eu o întrebare. Ai zis că review... Ai dat un exemplu la început. Vreau să mă leg de el, dar după aia mă gândeam, zic, să zic, să nu zic, și am văzut că nimeni n-a avut curaj să pună întrebare și am zis, ok, bun, las că pune întrebare, dar trebuie să te întorci un pic la primul slide, să-mi spui, să-mi aduc aminte la piramide. Nu mai vrea. La pâlnie, ok. Da. Ai pus în aceeași zonă review cu decizie. Te-a ocupat, Andreea? Da, mai jos, încă un, invers. Mai jos. Perfect, stop. Review MacBook da. Pro și ai zis decizie. Și e înainte de decizie, nu? Pentru tine ar fi în interest. Da. Depinde. În interes pentru mine, în exemplu ăsta, vreau să caut, să fac căutări generale, până să ajung să știu că vreau un MacBook Pro. Deci, practic, în zona de interest, știu că poate aș vrea să-mi cumpăr un laptop și mă interesez puțin să văd ce laptopuri aș putea să-mi cumpăr. Și mai departe, în zona de decizie, o să vreau să știu exact mult mai multe detalii fix despre laptopul respectiv. Despre MacBook Pro. Da. Ok. Am înțeles. Interesantă abordare. Asta ar însemna că dacă am review pe un produs exact, atunci nu-l încadrez în stadiu de comparare, nu? Nu neapărat, depinde. Poți să-l încadrezi în site-ul de comparare, dar depinde de... Nu, dacă am o campanie, eu vorbesc strict din perspectiva search marketing, paid search, adică da, AdWords. Păi da, se aseamănă, da, clar se aseamănă. Tocmai de-aia zic. Deci, review în mod normal, eu îl adaug la negativ în contextul în care am o campanie care nu-i pentru zona de... Adică nu vreau să targetez audiența în zona de comparare. Da? În stadiul de comparare. Și atunci mă gândeam, de ce ar fi review MacBook Pro totuși în mai departe de zona de comparare și zona de cumpărare, cum zici, decision purchase. Ok, acolo. Și înțeleg de ce. Da. Pentru că review pe produs exact are sens. Pierdeam oportunitatea asta și mi se pare o chestie foarte, foarte interesantă. Da, așa este. A înțeles cineva întrebarea mea? Ok, mulțumesc mult. Okay. Pentru cei care n-au înțeles, vă rog să puneți întrebări ca să aflați. Ok, da. Bine. Mersi mult, mulțumesc, Andreea. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Urmează o scurtă pauză.
până la 8, în care